Florina, Florin, la mulți ani, sănătate, să vă dea Dumnezeu bucurii, veselie, să fiți mereu generoși și bucuroși că trăiți în această lume și că suntem vorba lui maestru Florin Piersi, contemporani. Duminica Floriilor, da? Prilej de bucurie, dar un pic de prilej și de meditație. Mântuitorul intră în Ierusalim întâmpinat de mulțime, ca un rege intră, dar totuși modest, călare pe un asin. Lumea în extaz, a venit regele și peste câteva zile l dat la răstignire, vedeți? Prilej de meditație un pic asupra firii umane. Dezlegare la pește și astăzi, adică a doua oară în acest post, așa că înseamnă că aveți pe masă un crap, o... A, aveți și o sirenă să vă trăiască. Merge cu un pic de vin. Merge Dalia, Natalia, Crina, Dafin, Viorel, Viorica, la mulți ani, să vă dea Dumnezeu sănătate, să fiți bucuroși. Ați luat salcie de la biserică. Ați luat. În tradiția creștină se spune că dacă iei salcie, atunci când te doare ceva și te lovești un pic, îți trece. Că sunt salcii sfințite. Și copiii, pe cuvânt, în vechime copiii erau loviți ușurer la fund cu nuielușa de salcie să fie sănătoși tot anul. Acum avem siropel de norofen. Ba nu mai avem nici de la, că și pe ăla scot din farmacie. Dacă tot am desfăcut doza și am făcut murdări aici în studio, profit să spun la mulți ani, adică la mulți ani, adică prietenilor, urmăritorilor catolici care astăzi sărbătoresc Paștile, adică boldog, hujveti, unepechet. Ai, Ai spus ce trebuia de spus. Ai spus tu, Paște fericit, om roșit, iepuraș grăbit și foarte generos închinând cinstea voastră celor care sărbătoriți florile și celor care sărbătoriți deja paștile, o guriță de vin, că vinul inima omului o întărește și sufletul înveselește. Hai să ne bucurăm și să fim optimiști și să ne păstrăm pe aceeași linie în continuare. Pentru că dacă ați intrat acum pe canalul unic cu Bendea, înseamnă că e bine. Nu te! Boldo cu jvetiune pe